Bună, dragilor, și bine ați venit la citirile pentru vineri. Am făcut filmarea pentru Uranus în Taur și acolo am introdus și previziunile mele personale, ca să spun așa. Informațiile care mi-au fost transmise, vi le-am spus acolo aproximativ pe toate. Poate o să mai fac o filmare dacă nu am reușit să ating toate punctele. Chiar mi-am structurat, aveam pe un carnețel structurat așa toate punctele. Am vorbit despre bani, am vorbit despre hrană, deci despre mâncare, despre locuri de muncă, despre planetă, da? Și de asemenea despre revolte și despre tot ceea ce urmează și cam ce ar trebui să facem sau, nu știu, care sunt alternativele. Da? Bun. Vă invit la filmările pentru această săptămână, sper că le-ați văzut deja, dacă nu, vă invit cu drag să o faceți, puteți să le revedeți, că probabil v-au sărit din ochi anumite detalii. Și de asemenea vă invit și la filmările pentru luna iulie, ca să vedeți exact ce se întâmplă cu zodia voastră. Bun, și acestea fiind spuse, hai să vedem ce se întâmplă vineri. Păi, vineri, luna e în Scorpion, face o poziție cu Marte din Taur, apoi face un trigon cu Mercur, Rac. E un moment interesant, pe de-o parte. Poate fi un moment ușor tensionat, să știți, într-un fel. Dar prin comunicare, să știți că lucrurile se rezolvă, dar comunicare din aceasta cu grijă, comunicare care se presupună să fim cât se poate de iubitori cu ceilalți, să avem grijă de ceea ce fac oamenii, de ceea ce spun, să fim foarte atenți la cuvintele, da, pe care le exprimăm. Bun. Bun, dragilor, hai să vedem și ce se întâmplă tarot numerologic și avem data de 8, arcana majoră puterea, cu energia generală lumea și cu arcana majoră moartea. Păi aici este o zi a luptelor de orgolii, așa cum am spus, o zi puțin tensionată pe de o parte, dar pe de altă parte putem să ne înălțăm, putem să încheiem, putem să reacționăm la o anumită situație care pentru noi e tensionată, într-un mod elevat, într-un mod frumos. Să dăm dovadă de diplomație, de bunătate. Putem auzi de un succes într-o luptă, într-o competiție. Cei care aveți astăzi de dat un examen sau aveți o zi mai tensionată la locul de muncă, să știți că până la urmă ieșiți victorioși sau cel puțin lucrurile se încheie într-un mod bun, ca să spun așa. Cei care lucrați și sunteți îndrăgostiți, absorbiți de domeniul în care activați voi, este o pasiune de-a voastră pe care o puneți în practică, vedeți că astăzi puteți să aveți un succes foarte mare, foarte bun, foarte frumos. Și iarăși provocări care pot apărea pe ideea aceasta de călătorii cu avionul, drumuri în străinătate și iarăși provocări care țin de internet, care țin de zona aceasta tehnologică. Aici pot apărea anumite provocări, ca să spun așa. Bun, dragilor, și acestea fiind spuse, hai să vedem și o carte oracol. Au ieșit două. Primul este strălucește și următorul este să evaluăm situația. Foarte interesant. Deci o zi de vineri în care e bine să evaluăm situația într-un mod frumos, iar repet, pentru cei care aveți un examen de dat sau pentru cei care aveți un proiect important în desfășurare, pentru cei care
faceți ceva important pentru sufletelul vostru, acum puteți avea parte de un succes, ca să spun așa. Bun. Și acestea fiind spuse, gata, puteți să căutați zodiile de care sunteți voi interesați. Ascultați și de la zodie și de la ascendent, dar puteți să vedeți și ce fac persoanele dragi vouă în ziua de vineri. Zodia berbec. Să vedem ce fac berbecii vineri. Berbecii au un moment tensionat, ca să spun așa, pe bani, pe resurse. Și este interesant că rezolvarea vine prin comunicarea cu membrii familiei sau printr-o discuție pe care o aveți cu o persoană din familie sau din apropierea voastră. Și aveți 8 de cupe, 9 de cupe, cavalerul de monede, 8 de bâte, energia generală. Berbecii comunică astăzi despre un final, despre ideea aceasta de a renunța. Alții reușiți să finalizați ceva important pentru voi. Vreți să lăsați ceva în spate și ia uitați câtă bucurie apare aici și mai mult decât atât este ca și cum lucrurile devin mult mai stabile, mult mai bune. Într-o relație, într-o situație anume în care sunteți voi implicați. Hai să vedem ce lăsați în urmă, ce se întâmplă. Bun, mai vreau o carte, vă explic imediat. Bun, ori berbecii sunt pregătiți să ierte astăzi sau acest moment tensionat este ca și cum îl dați la spate, îl lăsați în urma voastră și vă concentrați pe împlinirea voastră. E o nebunie pe care a făcut-o cineva sau o nebunie, nu știu, cineva v-a spus ceva, s-a întâmplat ceva, dar lăsați în urmă și mergeți către împlinirea voastră. V-am spus, sunteți voi puțin provocați, dar până la urmă lucrurile se rezolvă prin discuția cu membrii familiei sau printr-o persoană foarte apropiată vouă. Cineva vă liniștește. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi un moment tensionat în relații astăzi. Atenție pe acte, hârtii, documente, aici. Lucrurile iarăși sunt puțin tensionate, dar pentru Taur alinarea vine, da? Rezolvarea vine prin discuția pe care o aveți cu o persoană foarte apropiată vouă, o persoană din anturajul vostru sau în urma unui drum scurt pe care îl faceți. Nouă de cupe, cavalerul de monede, nebunul și energia generală eremitul. Bun, Taurii astăzi parcă vor să facă ceva ieșit din comun sau astăzi este ca și cum sunteți văzuți ca fiind înțeleptul grupului, înțeleptul de la locul de muncă. Pe de o parte, pe de altă parte, vedeți că sunteți destul de tensionați, da, în toată această situație. Și parcă vreți și voi puțină liniște. Totuși văd că Taurii fac o nebunie astăzi sau mergeți într-un loc nou. Lăsați anumite persoane în urmă. Vreți neapărat să vă impuneți punctul de vedere. Wow, roata destinului și cu 3 de cupe. Dragi Tauri, de unde este bucuria, pe acolo trebuie să mergeți voi. Da? Vedeți că este o persoană care vă ajută, vă sprijină, iar dacă voi aveți o pasiune sau vreți neapărat să faceți un anumit lucru, tot înainte. Tot înainte pentru că
Repet, semnele vi se arată și anume printr-o primă bucurie, printr-o primă victorie pe care o aveți. Da? Acolo unde vă simțiți bine în ziua de vineri, înseamnă că pe acea zonă trebuie să vă concentrați mai mult în următoarea perioadă. Și în legătură cu o nebunie pe care ați făcut-o sau pe care o faceți, până la urmă e de bine. Zodia Gemeni. Hai să vedem, dragi gemeni, ce faceți voi. În primul rând, e bine să fiți puțin atenți pe sănătate, dar și pe zona locului de muncă astăzi, dar în special pe sănătate. Nu vă supra-solicitați, pe de o parte. Pe de altă parte, gemenii reușesc să rezolve ceva sau o parte de un succes, de ceva benefic care ține de locul de muncă, dar și de niște bani, nu știu, avansați sau primiți niște bani în plus, faceți ceva, discutați cu o persoană în legătură cu avansa, o persoană de la locul de muncă vă felicită, de ce nu? Energia generală 3 de cupe. E o zi bună pentru gemeni, dar o zi în care ori aveți parte de un succes, într-o situație de care vă era teamă, într-o situație în care ați dat dovadă de, știu eu, de emoții, într-o situație dificilă, însă uitați că victoria apare și mai văd aici că o femeie ar putea să vă ajute mult sau văd aici că unii gemeni, așa cum am spus, ori primesc niște bani, ori reușesc să rezolve ceva din punct de vedere financiar astăzi și văd un drum pe care îl faceți și care este cu bucurie. Sau faceți ceva interesant, ceva simbolic pentru această lună iulie. Deveniți o împărăteasă, dacă sunteți femei. Nu știu, vă cumpărați niște haine, vă cumpărați ceva. Ia uitați, și e ceva ce ține de o distanță mare sau de internet, de niște studii înalte, știu eu, de o muncă în echipă. Cineva care începe să fie curios sau curioasă în privința voastră, în legătură cu această muncă în echipă sau în legătură cu această muncă pe care o faceți împreună cu niște colegi. Zodia Rac. Racii au un moment puțin tensionat. Și o discuție puțin ciudată care ține de ideea aceasta că, nu știu, ori nu vă simțiți voi apreciați, nu vă simțiți iubiți, cineva nu se simte iubit, apreciat, deci e o discuție puțin ciudată aici pe care o au racii, dar vedeți că puteți să rezolvați voi foarte frumos toată această poveste prin bunătatea de care dați dovadă, prin înțelegerea de care dați dovadă. Chiar astăzi puteți rezolva o problemă legată de un copil, legată de persoana iubită, de un proiect. Regina de spade, 3 de spade, Marea preoteasă, 8 de monede. Racii au legătură astăzi cu niște acte, hârtii, documente sau încercați să clarificați ceva în legătură cu un proiect, în legătură cu o situație și vă văd aici destul de supărați, da? Pe de o parte. Dezamăgiți, nu știu, ceva nu vă place, ceva nu vă convine. Și văd aici că aflați niște informații foarte prețioase astăzi sau intrați în contact cu o persoană foarte intuitivă, este o persoană care studiază la nivel înalt, care stă mai mult izolată sau nu intră în contact cu mulți oameni. Atenție iarăși pe detalii, dar și pe ideea aceasta de a vă pune în practică anumite informații pe care le aveți, ori din punct de vedere spiritual, ori e vorba de niște cursuri pe care le-ați făcut, ceva ce ați studiat. Parcă vreți să lucrați așa singuri astăzi. Aveți ceva de lucru prin casă, la locul de muncă, ia uitați.
parcă aflați niște secrete sau aflați ceva ce ține de niște bani, de a primi bani, de a da bani. Acolo ceva se rezolvă și de asemenea văd că racii au parte de un succes, au parte de o veste foarte bună, care poate să vină de la distanță. Planificați cu cineva o călătorie alții. Sau vă sună o persoană care este într-o altă țară sau care este la distanță de voi. Zodia Leu. Leii astăzi au un moment puțin tensionat, da? Între viața privată și viața publică. Apar așa anumite tensiuni pentru voi, dar vedeți că, nu știu, dacă evitați să comunicați, sau dacă încercați să comunicați cu grijă, dar indicat ar fi să comunicați mai mult cu divinitatea, da, astăzi, să stați să meditați, să analizați lucrurile, poate să stați puțin în spate, chiar ați fi foarte mult ajutați din acest punct de vedere, mai ales când vine vorba de o problemă care poate apărea în familie sau o persoană din familie, ceva ce ține de casa voastră. Acolo, nu știu, sunteți la muncă și aflați că trebuie să vă întoarceți acasă ca să rezolvați nu știu ce problemă. Patru de bâte, regina de bâte, opt de spade și cu opt de cupe. Parcă aveți aici o, cum să vă spun eu, o întâlnire, o petrecere, un eveniment important. Și tot ați stat, ați așteptat. Văd aici că sunteți foarte plini cu speranță, cum că lucrurile se rezolvă, însă văd că în final, nu știu, ori nu vă puteți exprima părerea, ori începeți să conștientizați pe unde este problema în toată această situație. Adică deschidere aveți, însă momentan trebuie să vedeți pe unde este problema, trebuie să fiți atenți la detaliile din jurul vostru, cade pe, să spun așa, de pe 20 ceva iulie, gata, lucrurile se mai detensionează pentru voi. Turnul. Da? Uitați, ceva se rupe, ceva bubuie pentru Leu și are legătură cu o discuție foarte rapidă pe care o aveți cu o femeie, cu mama, cu soția pentru bărbați sau ceva foarte, știu, o surpriză pe care o aveți în ceea ce ține de confortul vostru. Nu știu, se strică ceva, se întâmplă ceva aici pentru Leu. Și are legătură cu familia voastră, cu casa voastră. Cineva care trădează, nu știu. Cineva care vă supără. Cineva care a mințit și aflați acum. Zodia Fecioară. Să vedem ce fac fecioarele astăzi. Pentru fecioară este un moment tensionat pe drumuri, pe schimbări, pe relocări. E interesant aici ce se întâmplă, dar vedeți că salvarea pentru voi vine de la un prieten sau de la o prietenă. De la ajutorul pe care îl primiți din partea unei persoane sau din partea unui grup de oameni. Cavalerul de monede, opt de spade, justiția și împărat. Bun. Fecioarele, astăzi, nu știu, aveți un blocaj aici care ține și de niște acte, de, sau nu știu, sunteți prinși cu niște acte, sunteți prinși cu un proprietar, cu o persoană care deține ceva, o persoană puternică, o persoană cu autoritate asupra voastră. Sau chiar cu zona autorităților. Parcă aveți de făcut un drum și nu știu, ori trebuie să stați la rând ca să rezolvați problema, ori alții dintre voi întârziați, deci ceva aici se întâmplă. Sau vă simțiți voi, nu știu, într-o situație, în anturajul vostru, da, din care faceți parte,
Parcă simțiți acolo că vine cineva și vă constrânge, da? Nu vă simțiți în largul vostru, ceva nu vi se pare ok. Și poate avea legătură cu ideea aceasta de a amenaja, de a lucra. E vorba de mulți bani aici. Deci, reparați ceva, faceți ceva. Este ca și cum nu vă puteți băga peste o persoană. Primiți niște bani sau reușiți să faceți rost de niște bani și reușiți să clarificați lucrurile. Un blocaj care ține de o femeie, mai văd aici. Zodia Balanță, să vedem ce fac balanțele astăzi. Pentru voi se activează o axă a banilor și de acolo lucrurile sunt tensionate, ca să spun așa. Dar nu știu cum să vă spun, salvarea este să încercați să comunicați cu cineva, cu un prieten, cu o prietenă, nu știu, încercați să comunicați cu ceilalți și să le spuneți care sunt problemele, da? Pentru că ar putea să vă sfătuiască foarte bine chiar. Doi de monede. Sau încercați să spuneți, nu știu, angajatorului, sau încercați să vă exprimați această nemulțumire pentru că o puteți rezolva și asta e foarte bine. Chiar într-un mod mult mai bun decât vă așteptați voi. Deci aveți doi de monede, asul de spade, împăratul și cu șase de spade. Parcă aveți de făcut două drumuri astăzi sau în urma unui drum, în urma unei călătorii pe care o faceți, reușiți să găsiți o soluție la o problemă. Și aici, nu știu, ori avansați sau se discută de așa ceva, că nu puteți avansa de pe o zi pe altă. Pentru alte balanțe, e ca și cum aflați de o schimbare, de o mutare care ține chiar și de statutul vostru socioprofesional. Deci, acolo lucrurile chiar se pot schimba destul de mult. Aflați că trebuie să faceți o călătorie. Na, soluția ține ori de o femeie care este stabilă din punct de vedere financiar și cu regele de spade. E ca și cum se discută ceva. Ori în unele cazuri aflați că cineva pleacă, nu știu, că cineva se mută. Cineva are de făcut un drum. Găsiți o soluție pe zona banilor, pe casă, pentru voi. Și asta e bine. Dacă sunteți bărbat, atenție la o femeie. Zodia Scorpion. Dragi Scorpion, foarte sensibil sunteți voi astăzi. Da, luna e la voi în zodie. Pentru voi e un moment tensionat pe relații, dar vedeți că salvarea, cum s-ar spune, vine ori din zona asta spirituală, adică stați așa, mergeți pe stradă și deodată vă vine o idee sau chiar cine știe dacă ați încercat să comunicați cu o persoană de suflet, da? O persoană care este mai intuitivă din fire, chiar aici ați putea să fiți foarte mult ajutați. Mai ales cu un prieten, cu o prietenă. Ajutorul vă vine din străinătate sau de la o persoană diferită. Ajutorul vine prin niște studii pe care le aveți, prin niște informații pe care le dețineți. Steaua. 10 de bâte, soarele și cu 2 de monede. Bun.
într-o situație în care ați încercat aici să negociați cu cineva, ați încercat să vă împărțiți în două direcții, locul de muncă și familie, sau două persoane, două grupuri de oameni, poate ați avut ceva de negociat. În sfârșit lucrurile se încheie și e interesant că e cu victorie pentru voi. Steaua reprezintă o dorință pe care o puteți pune în practică și faptul că e nevoie să faceți un sacrificiu, este adevărat, dar se merită pentru că soarele răsare pentru voi. Dacă aveți ceva de negociat cu șeful, cu șefa, cu o persoană importantă din viața voastră, un frate, tatăl, soțul și așa mai departe, bunicul, acum puteți să rezolvați lucrurile. Acum este momentul vostru. Hai să vedem. Judecata. Da, scorpionii pot avea parte de o zi în care, nu știu, vă crește reputația, vă crește puterea la locul de muncă. Reușiți să discutați cu cineva ceva anume, reușiți să negociați ceva. Anumite planuri pe care le aveți, în sfârșit le puteți pune în practică și să rezolvați ceva ce ține și de acte, hârtii, documente, dar într-un mod mai ascuns cumva. Zodia Săgetător. Săgetătorii ar trebui să fie puțin mai atenți astăzi pe sănătate. Chiar ar fi foarte, foarte bine. Și vedeți că salvarea vine prin ideea aceasta de a mai renunța la anumite lucruri. Trebuie să renunțați la ceva anume pentru a rezolva problema. Ori la locul de muncă, ori e vorba de chiar starea voastră de sănătate. Regina de monede, 6 de monede, marele preot și cu asul de monede. Este clar, nu știu, săgetătorii, e posibil să descopere astăzi o mâncare nouă. Da? Sau vă mutați într-un loc nou, mergeți într-un loc nou. Vreți să investiți în ceva, iarăși mai văd aici, pentru că din punct de vedere financiar să știți că lucrurile sunt bune și această șansă, această oportunitate, această idee care v-a venit este bună, se poate pune în practică. Aici mai văd că primiți un cadou, primiți niște bani sau faceți un cadou unei persoane, dragi vouă, știu eu, primiți un ajutor financiar. Pajul de bâte și cu împărăteasa. Cred că aici cei mai mulți săgetători reușesc astăzi să acționeze într-un mod diferit, să impresioneze pe cineva. Este ca și cum aveți o mamă protectoare care vă ajută și nu e vorba neapărat de mama biologică, da? Poate să fie vorba de o persoană care vă încurajează, o persoană care vine și vă susține într-un proiect, are grijă de voi. Și așa mai departe. Și ia uitați, e vorba de un nou început. Poate e vorba de confortul vostru. V-am spus, schimbați anumite lucruri destul de mult în viața voastră. Zodia Capricorn. Pentru voi, este un moment așa ușor tensionat în relațiile voastre cu un copil, în relația cu persoana iubită, în relația cu persoanele din jurul vostru și parcă, nu știu, niște planuri de viitor pe care le aveați, ori nu le mai puneți în practică, ori au parte de schimbări, ca să spun așa. Și o persoană v-ar putea ajuta mult, da? Nu știu, dacă e vorba de un proiect, vedeți că niște acte pe care le-ați semnat vă pot ajuta sau
știu eu, comunicarea, da, cu ceilalți ar putea să vă ajute foarte mult astăzi, mai ales în rezolvarea acestor probleme, pentru că, nu știu, voi puteți să aflați o informație care să vă ajute mult, un secret. Șase de monede, marele preot, trei de spade și cu patru de monede. Cineva ține aici neapărat să facă un drum. Cineva vrea neapărat să deblocheze ceva, să rezolve o anumită situație. Și văd aici cu șasele astea de monede că ori e vorba de o nuntă, ori e vorba de un eveniment mare. Mai aveți nevoie de niște bani, alții. Pot apărea, știu eu, neînțelegeri în privința banilor, în privința resurselor. Și în final totuși văd acest trei de spade. Sfatul pentru voi, din ce văd eu din cărți și astrologic, este să mai lăsați puțin de la voi, adică să mai lăsați puțin rigiditatea deoparte și să fiți deschiși la lucrurile care apar. Bun, și aici discutăm despre un final, dragi Capricorn, ceva se încheie. Da? O neseriozitate a unei persoane se încheie. Și repet, voi aflați niște secrete sau aflați o informație foarte bună pentru voi care vă ajută să vă eliberați. Poate pentru alți capricorni chiar vi se spune să fiți ceva mai autentici, mai sinceri, mai dezinvolți, mai dornici să lăsați lucrurile în spate. Zodia Vărsător. Să vedem ce fac vărsătorii astăzi. E cu sirene pentru voi. Voi aveți un moment tensionat în casă și, nu știu, parcă ține și de ideea aceasta de a vă schimba casa sau de a face ceva în familie, dar de care să știe și ceilalți, cum s-ar spune. Și salvarea sau bucuria pentru voi chiar vine din zona aceasta sănătății. Nu știu, nu vreți să mergeți undeva și când acolo nu vă simțiți bine și e perfect că oricum nu voiați să mergeți acolo. Sau vedeți că salvarea pentru voi vine chiar din zona locului de muncă, da? Vă salvează locul de muncă. Și aveți așa, 9 de bâte, 3 de monede, marele preot și cu 4 de bâte. Voi aici vă este teamă, nu știu, de a vă căsători, de a oficializa o relație, de a face un angajament serios, deci o înțelegere serioasă cu cineva anume pentru alți vărsători. Parcă vă este teamă de așa ceva. Sau evitați să mergeți la o petrecere, să mergeți la un eveniment important, da, pentru voi. Hai să vedem. Judecata, aveți aici, judecata care vine și cu îndrăgostiții, nu știu, se reaprinde o flacă. Până la urmă găsiți soluția și mergeți undeva sau faceți un drum către o persoană. Rezolvați o situație care ține de șeful, care ține de o persoană cu autoritate în viața voastră. Iar pentru cei cărora le este teamă de ceva serios, de un angajament serios, acum îl puteți depăși, da, puteți să depășiți acest moment. Ok, zodia Pești. Să vedem ce fac peștii în ziua de vineri. Pentru pești este un moment așa puțin tensionat pe drumuri, pe negocieri. Acolo lucrurile sunt puțin ciudate pentru voi și au legătură cu banii, principal. Cu banii, cu un copil, cu un proiect, ceva de genul acesta. Și este interesant că și cu niște studii înalte, atenție, și mai interesant de atât este că unii pești aveți parte de o susținere chiar din partea persoanei iubite sau, nu știu, creativitatea voastră vă ajută mult.
Luna, roata destinului, 10 de spade și 5 de cupe. Văd aici 5 de cupe, dragi pești, care vine cu un final, nu știu, vine cu ideea aceasta că nu vă place, ceva ce ține de o relație, ceva ce ține de ceva drag sufletului vostru. Dar vedeți că momentan voi nu aveți toate informațiile, oricât de mult ați vrea. Pur și simplu nu vi se arată totul și atunci trebuie să lăsați lucrurile să meargă de la sine, să încheiați odată ceva sau să acceptați că ceva s-a încheiat, să acceptați că niște pahare s-au spart, că o relație nu mai funcționează și așa mai departe. Bun, și văd aici o bucurie pe care o aveți, da? O bucurie care ține de niște studii înalte, care ține de niște acte, îmi vine să vă spun, nu știu de ce. Și parcă vă dați seama că e mai bine să lăsați o persoană în lumea sa acolo, chiar dacă este mai izolată, chiar dacă nu prea comunică, nu știu, chiar dacă uneori vă supără, vă dați seama că e bine să o lăsați acolo în pace și să vă vedeți de treburile voastre. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru toată lumea, pentru ziua de vineri. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi de vineri cât mai frumoasă și să ne revedem cu bine și la alte citiri. V-am pupat!